Când ne gândim la prieteni, întotdeauna spunem că este bine cu cât sunt mai mulți. Ei bine, în cazul romanului, cu cât mai mulți, cu atât mai bine, lucrurile se dovedesc puțin diferite. Autoarea Emma Fine aduce în prim plan pe protagonistul Ralph, un băiețel care este obligat să petreacă sărbătoarea Crăciunului cu toate rubedeniile care îi fac viața un coșmar. Băiatul este fericit că totuși Crăciunul este doar o dată pe an, altfel ar trebui să o suporte veșnic pe mătușa Ida de la azil, care este surdă și puțin cam nebună, pe cumplita verișoară Titania, care poartă numai rochițe cu volănașe de zână, pe gemenii Sylvester și Silvia, care la un moment dat au fost atât de năzdrăvani, încât câinele și-a revenit abia la Paști, după aventurile de Crăciun. Închisuiți cu toți într-o căsuță pentru a se distra timp de 3 zile și pentru a se bucura că sunt împreună cu toate rudele. Este cât se poate declar însă că în această casă, cu cât sunt mai mulți, cu atât înseamnă că este mai rău. Crăciunul nu va mai fi niciodată ca până acum, pentru că părinții se hotărăsc în final ca la anul să plece într-o călătorie de Crăciun pentru a nu mai fi obligat să suporte rudele cu toate toanele lor. Cartea este scrisă la persoana întâi, Ralph povestește din punctul lui de vedere ceea ce se întâmplă, un lucru care este, bineînțeles, captivant pentru tinerii cititori, pentru că ei se pot transpune în situația copilului respectiv. Cred că fiecare dintre noi am avut întâmplări mai puțin plăcute cu rudele de anumite sărbători, cum este și cea a Crăciunului, și cu siguranță că vom empatiza cu micuțul Ralph. Desigur, Crăciunul este bine că este doar o dată pe an și cu toate acestea îl așteptăm cu mare nerăbdare. Și dacă ne aflăm într-o perioadă mai caldă a anului și vrem să ne amintim de cadourile sau lucrurile plăcute care s-au petrecut de Crăciun, vă recomand cartea Cu cât mai mulți, cu atât mai bine, de Anne Fine. Autoarea este foarte cunoscută în Marea Britanie, a scris peste 40 de cărți pentru copii și adulți și pentru că i-a plăcut și poezia, a editat și o antologie de poezie.